a discutat poate și în comisie de specialitate, și sigur că a discutat. Ordinea de zi se primește. Pentru ședința de astăzi. Avem un număr de 18 puncte la ordinea de zi, cu tot cu diverse. La diverse dintre alte proiecte pe care le vom discuta, este vorba de raportul privind activitatea poliției locale. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Cam scurtoasă, cum a spus dumneavoastră. Dar la ținând cont de experiența pe care aveți dumneavoastră după cursul celor 3 ani, de unii nu la primul mandat, nu cred că e ceva... Eu aș spune cam mult, dar nu stufoasă. Cam mult. Da. Dar nu stufoasă. E probabil că ești pentru diferența de luna trecută. Da, nu e la nu știu dacă erau prea multe, dar ca să vă explic și pe luna de ce s-a întâmplat. Unii dintre colegii noștri tot spuneau, băi, sunt înscris dacă ar fi săptămâna viitoare plec în concediu. 2-3. La noi la fel s-a nimerit, s-a plecat doamna secretar, după aia trebuie să plec. Și a fost așa o... N-avea majoritate. Și zic, atunci, haideți că o să facem luna lui septembrie. O ședință așa mai consistentă. Da. Vă dau o agendă, domnul. Vă dau și eu. Da, vă dau și eu. Și completat. Una mai mare. Nu mai umblați cu una mai mare. Uitați și aici. Bă, nu mai trimite. Da. Până una alta, supuneți la vot. Cum se vede, punerea la vot a procesului verbal. Proiectul de hotărâre privind validarea în funcție de consilierul a domnului Antonie Ionel Ciprian din partid, partea ALDE, Partidul Național Democrat. Cine este pentru? Deci, privind validarea funcției de consilier local a domnului Antonie Ionel Ciprian din partea Partidului ALDE în cadrul Consiliului Local Temeiuș. Se aprobă validarea în funcția de consilier local a domnului Antonie Ionel Ciprian din partea Partidului ALDE, Partidul Alianța Liberalilor și a Democraților în cadrul Consiliului Local Temeiuș. Îl rugăm pe domnul consilier să vină să citească jurământul. De bună jurământul. Dragi colegi, haideți să-l ascultăm un pic. Consilierul local a fost în locul să nu știu faptul, nu să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele și locuitorul comunei Hemiuș, Vietru Bacău. Așa să vă mulțumesc. Bine ați venit în Consiliul Local Temeiuș. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind validarea din consilier domnul Dan Ionel din partea ALDE, Partid de Alianță Liberală și Democraților. Partea Consiliului Local Temeiuș. Subsemnată tala Ionel, consilier local, cadrul Consiliului Local Temeiuș, județul Bacău, conformitate cu articolul 5 al 1 din legea administrativă publice, care e numărul 25.1, republicată de până în fața Consiliului Local al Comunei Temeiuș, județul Bacău, următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință
credință tot ceea ce stă în puterile și în priciperea mea, pentru binele localilor comunei Himeiu, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Continuăm cu punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hartele numărul 28 din 26.06.2019, cu referire la alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local, emisă de Dumnezeu Bacopului, înțeleg de domnul primar Sava Constantin. Deci, prin hotărârea Consiliului Local numărul 28 din 23.06, privind alegerea Comisiei de Validare, a fost stabilită componența Comisiei de Validare a Consiliului Local în următoarea componență. Domnul Tancău Iulian, președinte, domnul Patrick Ion, secretar, doamna Daviduța Antonina, membru, domnul Terviță Răuschi Neculai, membru, domnul Petrica Daniel, membru. Potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 58 din 18.07.2019, privind încetarea de drept prin demisia mandatului de consilier local a domnului Terviță Răuschi Neculai și declararea vacantă a locului acestuia, s-a luat act de încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local. Prin urmare, se impune modificarea hotărârii mai sus amintite. Vă rog să faceți propuneri pentru a completa comisia respectivă. În locul domnului Terviță. Pe care din cei doi consilieri? Domnul Dală. Cine este pentru? Domnul Dală. Stați un pic, s-au fost două propuneri. Adică suntem consilieri, nu au fost două propuneri. Eu am propus pe domnul Dală. Au fost două propuneri. Domnul Dală. Cine este pentru domnul Dală? Cine este pentru domnul Andone? Cine este pentru anul 2? Cine este pentru anul 2? Să vorbească între ei. Cine e unul dintre ei? Unul să fie într-o comisie. Nu aveți un moment. Înțeles. Deci face o confuzie. Este comisia de validare. Comisia de validare, adică validează consilierii mandatele de consilieri în cadrul Consiliului Local. Deci nu este vorba de comisiile de specialitate. Da. Da? Următoare. Comisia următoare este pentru... Deci un singur consilier va intra în locul domnului Terviță, din cei doi care au depus astăzi jurământul. Cine este de acord? Asta așa. Pentru cine? A fost două propuneri. Da. Faceți cine este de acord pentru prima propunere, făcută de doamna... PSD-ul s-a obținut, că n-a niciun mai un acord. Încă. Ba da, este domnul Patrick. Nu? Cum nu-i domnul Patrick? Sunt secretar. Cine este pentru domnul Dală? Hai, pentru domnul Andoni. Pentru domnul Andoni, Ionel Ciprian, cine este pentru? Ce spuneați? Ce spuneați? Șapte. Păi, e jumătate-jumătate în cazul ăsta. Domnule, să fie unul dintre ei. Domnule, să fie unul dintre ei. Am bărnicat, nu știu, eu și ala se poate chestii. Nu știu, cine e învârstă, domnul și... Deci domnul Dală rămâne în comisia de validare. Cine este pentru? Da, doamnă. Cine este contra? Să abține cineva? Eu am bărnicat. Deci nu în unanimitate. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hartei numărul 33 din 26.06.2016 cu referință la constituirea comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Comunei Hemeiul, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Deci acum, în cadrul Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Familie, Cultură, Protecție Socială, multe activități sportive și de agrement au fost domnul Terviță Răuschi Neculai
și vă rog să faceți o propunere pentru această comisie. Domnul Ciprian Andor, nu-i tână. Nu-i mai tână acum? Da. Dar ce este un criteriu? Asta nu. Da. E. Vorba de sport, vorba de iară. Să rezumem voastră. Poate să fie... Iar în Comisia pentru Administrație Publică Locală Juridică, Disciplină, Apărare Ordinei și Liniștei Publice a Drepturilor Cetățenilor a fost domnul Bălan Ovidiu Iuță și a rămas în continuare domnul Tale Ionel. Cine este pentru? Apărare, apărare națională. În unanimitate, cei doi au fost votați. Vă mulțumesc frumos pentru în continuare. Așa. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Aici. Domnul primar, aveți cuvânt. Subsemnatul, în calitate de primar al Comunei Mureș, reunirea la Consilierea Superioară în cadrul aparatului de specialitate al primarului, ținând cont de raportul doamnei Mirela Zgrău, consilier superior în cadrul compartimentului financiar contabil, a prevederilor legii 273/2006 privind finanțele publice locale, legea numărul 50/2018 privind bugetul de stat pe anul 2019, adresa numărul 1541/26/2019 transmisă de către Agenția Națională a Finanțelor Publice Bacău, prin care suntem informați că au fost repartizate sume suplimentare, hotărârea numărul 698 din 18 septembrie 2019 privind alocarea de sume din fondul de intervenție a Guvernului, analiza privind încasările și cheltuielile realizate la data de 3 10 august 2019, se vor avea în vedere o serie de sume de la articole bugetare ce nu se vor mai efectua și vor fi retrase, precum și completarea fondului cu alte aliniate unde este nevoie de bani. Această operațiune va asigura funcționarea serviciului în bune condiții, după cum urmează. Total venituri sunt 109 lei, care se compun din venituri impozite pe teren de la persoane fizice 15 lei, venituri sume defalcate din separate pentru echilibrarea bugetelor locale 85 lei, venituri din fondul de intervenție aflat la dispoziția Guvernului 9 lei, cheltuieli totale 109 lei, din care transferurile care le facem. Luăm de la un capitol, punem la altul, cum am mai făcut și de alte dăți la rectificări de buget. Transferul finanțarea persoanelor instituționalizate, 13,5 lei. Culte și cultură, aici avem minus 65 lei. Susținerea parohiei romano-catolice cu 15 mii de lei. Părculeți de joacă, 80.000 lei. Și dăm un plom de la părculeți de joacă, 80, că n-avem când să-i cheltuim și îi dăm la învățământ, pentru că o să trebuiască să îi folosim la racordare, la canalizare. Brașament la rețeaua de canalizare, servicii publice, 45.000 lei. Mentenanță, stația de tratare a apă și dezinfectare conducte rețele de apă. La drumuri, 34.000 lei. Poduri și podeții, 9.000 lei. Față de prezentarea făcută, s-a aprobat care bugetul venitului și cheltuielilor pe anul 2019, aleste obiectivele de investiții în Comuna Himeș. În urma inundațiilor, comisiile care au fost în două etape, au înaintat raportarea către Guvernul României. Suma primită a fost doar de 9.000 de lei de la Guvernul României pentru reparații și pentru balastări, podeți, distrus și mai. Asta e. Discuții pentru rectificarea Guvernului. 3 milioane 700 tot județul. Mi-au fost chiar afectat, de rămas. Pentru că unii le-au dat 1.000 de lei, mai bine nu-i mai dat. Ce bine am avut noi, ne-am jucat toată vara. Apa ne-o care a balast un valin și ne-am jucat care a venit.
Schimbări de capitole și cu asta basta. Ei banii dincolo, îi duci dincolo ca să-ți rezolvi probleme. Dar de ce să staționeze banii la un capitol? Cum? Păi, dar nu e așa. E foarte corect. Iar la școală trebuie să raportăm școala. E un prioritate. Asta este ce mai... Curent și la apă, dar uitați... Puneți la vot. Domn președinte. Sunt cântat. Dar îl punem la vot. Rectificarea bugetului. Cine este pentru? Contra? Să abține cineva? În unanimitate, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Hemeiu, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul Sava Constantin. S-a putut să-mi prezentați? Nu, dar este numai raport, atât. Regulamentul mai stufos. Cine dorește să aprofundeze? În conformitate cu articolul 6, aliniatul 1 din Hartie 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor, cadrul de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, consiliile locale ale comunilor au obligația adoptării prin hotărâre a regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială în baza regulamentului cadru prevăzut în anexa 3 a hotărârii Guvernului numărul 797/2017. Având în vedere adresa Ministerului Muncii și Justiției Sociale cu privire la adoptarea, revizuirea regulamentelor de organizare și funcționare al serviciilor publice de asistență socială în baza regulamentelor cadru prevăzute de hotărârea de guvern 797, informarea privind aplicarea prevederilor hotărârii guvernului pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare al serviciilor publice, asistenței sociale și a structurilor rotative de personal a Consiliului Județean Bacău. În cadrul organigramei și a statutului de funcție de aparatul de specialitate al primarului Comunei Hemeiuș este prevăzut compartimentul de asistență socială cu două posturi ocupate. Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea de către Consiliul Local al Comunii Hemeiuș a unei hotărâri conform proiectului de hotărâre inițiat de primarul Comunii privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială organizat la nivelul Comunii Hemeiuș, județul Bacău. Iar regulamentul se află aici listat, 16 pagini. Discuții? Acest regulament a fost ca măsură lăsată de cei care vin control, pentru că aveau hotărâri de Consiliu ca să funcționeze acest serviciu. Da, nu sunt discuții. Ce s-a întâmplat noi la regulamentul? Regulamentul. Noi avem presupunem la vot. Cine este pentru? Contra, se abține cineva? O altă ea între lor, la național. Contra, da. Da. Așa. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni cu referire la serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Hemeiuș, județul Bacău, pentru anul 2019. Aceeași problemă ca și la punctul anterior, tot o măsură lăsată de cei care vin în control, este vorba de o hotărâre a Consiliului Local pe această temă. În conformitate cu prevederea articolului 5, anexa 3, la hotărârea de guvern 797/2017, aceeași hotărâri, planul anual de acțiune prevăzut la articolul 3, alineatul 2, litera B, se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare serviciilor sociale proprii, precum și cu cea a județului de care aparține unitatea administrativ-teritorială și cuprinde datele detaliate despre privind numărul de și categorii de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice derulate cu respectarea legislației în domeniu, ajutorului de stat, bugetului estimat și surselor de finanțare. Planul anual de acțiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de asistență socială, date detaliate privind numărul și categoria de beneficiari, serviciile existente, serviciile sociale propuse a fi înființate, programul de subvenționare, bugetul estimat și sursele de finanțare, propuneri
elaborate de Serviciul Public de Asistență Socială, reprezentând transpunerea în obiective a tuturor factorilor analizați în procesul de realizare și dezvoltare a unui sistem de asistență socială coerent nevoilor locale ale Comunei Hemeuș. Luând în considerare responsabilitățile legale ce revin autorităților publice locale cu privire la aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoane cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Propunem aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Hemeuș pentru 2019. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este contra? Se abține în unanimitate. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanții Consiliului Local Hemeuș în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Grigore Tăbăcaru din localitatea Hemeuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Slava Constantin. După cum știm, la fiecare început de an școlar, am aprobat doi colegi. Am aprobat ca doi colegi din Consiliul Local să facă parte din Consiliul de Administrație al școlii. Până acum a făcut parte domnul Patrichi și doamna Antonina. Nu știu dacă aveți alte propuneri. Eu zic să ne plecăm la Păi, supunem la vot ca domnul Patrici și domnul Andorina să ține zbertul contra în unanimitate. Așa. Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a parohiei romano-catolice din Comuna Hemeuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Slava Constantin. Da. O să spuneți că a mai ajutat Biserica Catolică. Ce se întâmplă? Părintele a venit cu rugăminte. După cum ați văzut și dumneavoastră, o reușit și o reparat acolo, o reabilitat, o lucrare de calitate, o schimbat chiar pe vremea mea și geamurile biserică care le bătea vântul și tot timpul erau un pericol pentru cetățenii din zonă și chiar și pentru enoriași. Și a reușit să facă rost de o echipă de alpiniști care s-au urcat pe biserică și s-au găsit cineva să sponsorizeze materialele și tot ce trebuie. În schimb, părintele nu reușește să plătească manovra. Și se roagă cu ocazia asta, dacă tot are echipa asta, ar vrea să schimbe și fațada la biserică, dacă tot sunt acolo. Și ne roagă să-i solicit o sumă de 20.000 de lei. Am zis că nu știu dacă 20.000 o să avem de unde să-i dăm, pentru că și noi am împărțit bani acum pe final de an, mai sunt două luni. Dar măcar 15, între 15 și 20, dacă putem să-l ajutăm. Eu zic că dacă se găsește suma de 20, este bine să dea 20. Pentru că îi din comunitatea noastră, se bucură cetățenii din comunitatea noastră și este un gospodar și are voci și administrativ, nu numai spiritual. Și iar noi, ca și Consiliul Local, ca și instituții, primăria, trebuie să-și aducă și aportul. Și dacă se poate și este loc, de-a 20 să-și facă omul treabă. Lucrările s-au început. Dacă lucrările s-au început. Problema a fost că este o necesitate, că la ultimele ploi și la ultima vijelie chiar a dărâmat o parte din fațada, cumva, a domnului. Bucuria noastră trebuie să fie un om bun gospodar și are ochi și administrație. Și nu oricând, da. Domnul primar, dacă... Domnul primar, dacă ați analizat și este posibilitatea, e păcat. Da, e păcat să nu trebuie. Deci, supunem la vot. Cine este pentru? Care este suma? 20? 20. Da, 20. Păi, dumneavoastră spuneți 20, noi să vedem... Da, dacă nu este... Păcatul să vă ajutați 30. Păcatul să vă ajutați dumneavoastră. Dacă reduce. Da. Ia să vedem cu ajutoarele. Da, ascultați să citim. Președintele și primarul care are drept. În rectificare n-am reușit decât 15.000 să facem rost, de asta e problema. Și deci n-ar fi domnul, nu se poate. Nu se poate, nici se poate, dar oricum... Mai găsește un sponsor pentru diferență. Păi da, nu?
Facem 15, dacă până la sfârșit anul să găsim o altă... Așa și completăm. Și să rămână suma. N-avem resurse bugetare pentru. Da, dacă tot are echipa asta, nu-i găsește o rădire. Asta e aici. Le-a luat. Ce zici, cu echipa la Iași? Da. Tot la capitolul... Da, trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență. Proiect inițiat de domnul primar la Bacosta Stelor. Da. Nu. Cât sunt? Da, e vorba de domnul Cucoș Nicolae. L-am ajutat. Nu știu la de ce lipsește. Nu a fost invitat domnul Cucoș. Da. Nu răspund la telefon. Solicit o sumă pentru un nepot de-a lui, deci subsemnatul Bărbuț Tereza, subsemnata Bărbuț Tereza, referent cu atribuții de asistență socială în cadrul aparatului de specialitate a primarului, având în vedere cererea numărul 7170 din 18-7-2019 a numitului Cucoș Nicolae, Nicolae din comuna Hemeiuș, care solicită un ajutor financiar, motivând faptul că a suportat cheltuiel cu mormântarea nepotului pisecarul Vasile. Cererea numitului Donis, așa, deci asta pe de-o parte, și mai avem încă o cerere la numitului Donis Constantin, care a mai aprobat și anul trecut ajutor din comuna Hemeiuș, care solicită un ajutor financiar, motivând faptul că este bolnav, are o pensie mică și nu are bani pentru achiziționa lemne de foc pentru iarnă și medicamente. În temeiul articolul 28 alineatul 2 privind acordarea ajutoarelor sociale de urgență și legea 416/2001 privind venitul minim garantat și articolul 196 alineatul 1 din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ supun spre aprobare Consiliul Local Hemeiuș acordarea celor două sprijine financiare. Dacă sunteți de acord. Acum da. Domnul Cucoș aici are o factură de 967, iar domnul Donici solicită bani de o căruță cu lemne, 600 de lei. Unul e mort, celălalt e vai de capul lui, Donici, ce să mai discutăm? Eu, dacă vreți și părerea mea, fiind consătenii mei, cunosc foarte bine situația, e foarte simplu, cum spuneți dumneavoastră, domnul Mihailă, ambii sunt, au în posesie terenuri bunuri, chiar foarte multe terenuri, da, și nu cred că suntem noi în măsură să... Și ăsta care a murit? Și ăsta care a murit? Așa la partea, domnul. Cel care depune cererea, este moștenitor. Iar celălalt Dorinț are câteva hectare teren pe raza comunii. Și... și poate să-l puncească? Nu, dau bine. Este dat la asociație și vrea să-l vândă și chiar niște prețuri de... mai mare decât cer noastră în cercul comunii. Nu mi se pare corect. Bine, acum... Marea majoritatea cetățenilor muncesc și dau bani la bugetul statului și noi îi dăm la puturoși. Nu se poate așa ceva. Eu nu sunt de acord. Da. Alte propuneri, alte păreri, că nu... Acum, cu unul cere o căruță de lemne și e în pragul iernii și are nevoie... Da, trebuia să gândească, dar așa... Dar el este abonat în societate. Dar sunt mulți care... Dar sunt mai necăjiți. Ce vârstă are? Sunt mai necăjiți de ce? O 75 de ani, cam așa, aproape 80. Are pensii, are pensii. Are pensii. E 39, are 80 de ani. 80 de ani. Are pensie, are doi copii, în schimb, nu știu că sunt legeți copii, nu știu ce problemă are. Nu din cauza pământului. Nu cauza pământului. Copiii n-au și datoria să morală, măcar. Nu, eu făcut acte felii, după cât știu, el a făcut acte felii aia. Maricel îi vota. Asta nu știu cine înțelegeți că... Nici nu a vrut să meargă. A fost fata în august, anul trecut, anul ăsta nu a mai fost. Și a vrut să-l ducă la medici, să-l ducă să-i obțină alt grad de handicap, că el are o problemă din armată, dar vine la noi să-i facem noi dreptate și să-i mărim pensia. Noi nu putem. Trebuia să meargă să stea câteva zile în spital, să-i dea o adeverință la medicul specialist, ca ulterior să putem... Să facă dosar. Nu am vrut să meargă la spital. Vine la noi cu picioare și descalț aici. Știți ceva de afară și... Păi l-am dus la o urgență, l-am dus să-l panseze. A doua zi era acasă. Nu-i dai nimic
Da. Nu știu. Dar el a făcut cererea. El a făcut cererea, da. Iar din coace la Cucoș, Nea Culică zice că dânsul s-o ocupa de mormântare. Nu știu acum. Dar domnule, e pot avea domiciliul Chimeiuși. Ce e pot avea domiciliul. Are casă aici. Are casă. Nu cunosc. Dar e ajutor. Nu cunosc. Dar e ajutor. Nu cunosc. Nu lucra, nu lucra, nu lucra, nu lucra, dacă nu vezi. Dacă nu ai cartinul, ești sau pensionat. Sorin ăla care... Sorin se face. Nu știi. Supunem la vot? Supunem la vot? Stați, 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 ce mai spune? Nu are tatăl care e abonat, bătrân, pensionar și el? Dar am înțeles că are grijă de el Domitianu, băiatul Domitianu. Băi, de toți are grijă și își mă gândesc la mântărirea terenului. Și casă și teren. Ferească Dumnezeu, că sunt de acord. Dar așa e învățământ cu domnul meu. V-am zis anul trecut că nu merită, dar... Da, ai spus așa. Poți să vină și anul ăsta. Nu vine și anul ăsta, pentru ce? Ca să nu sori în care a rămas. Nu nepotă, băi. La un nepot care l-a îngropat, nu domn Cucoș. Sigur știu treaba asta, de asta am văzut. E rămas bucata de pământ, și casa. Da, o să... Da. La unii am dat, la alții am dat, la ori nu mai dăm la niciun. Urma anchetă socială se poate stabili. Merită sau nu merită. Câți bani cere, domnul? Cere 960 au adus 1000 de lei. Suma? Vrea să vină să susțină. Nu e așa de mult, la pensionar, domnul Hel, că s-a fost prieten cu ochiul meu, cu coș. Nici nu e așa de mare pensie. Nu e problemă, domnul Roșca. Dacă ești și în situația asta, dacă ajungi în situația asta și vii la Consiliul Local și soliciți și tu un ajutor, ferească Dumnezeu, se poate întâmpla orice. Mai ales când e vorba de moarte. Și ce l-am luat căruța? Căruța de lemn, da. Doamne, și ăsta are lemn, dar e bătrân de la Grijuliu. El are lemn. Domnul primar, nimeni nu știe ce e în familia fiecăruia. Hai să ne dăm recunoștință. Lemn măcar la fiecare. Mai îi judecăm, noi... Da, îi judecăm, sunt fiind judecăți. Poftim? Sunt fiind judecăți. Dacă este, supunem la vot. Pentru 600 de lei, fiecare. Fiecare, da? Da, pentru fiecare. Suntem de acord? De acord. De acord. 1000 de lei. Păi dacă îi dă 600 de lei. Îi dă 600 de lei de lei. Tot e bun. Tot e bun, domnul. S-a analizat cu ce limitate, domnul. Da. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 65 din 18 iulie 2019 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Hemelului Bacău. Ce se întâmplă? E umilitor și pentru cela care cere. Să știți că nu e așa plăcut să vii să ceri. Pentru că dacă ai, cred că nu te duci să ceri. Asta așa văd eu lucrurile. Acum are dreptate și colegul nostru și colegii noștri, pentru că știu mai bine și cunosc zona. Dar adevărul, cum totdeauna, e la mijloc, la mijloc, am supus la vot. Eu am votat pentru domnul cu da. Pe asta. Despre ce este vorba? Am dat luna trecută, de fapt luna lui iunie, am dat o hotărâre din Consiliu cu o suprafață de teren care se află în vecinătatea centurii ocolitoare. Suprafață care nu a fost identificată la acea vreme și am vrut să o trecem din domeniul public în domeniul privat. Conform... Am vrut să o trecem în domeniul privat, în domeniul. Nu era nicăieri identificată. Nu știu. Asta e și uitați că acum pierdem 8.000 de metri de teren degeaba. Conform cu noului cod administrativ și alegerilor în vigoare, nu mai putem face nimic. Nici o mișcare și acest teren va trece... Nici rezerva primăriei interne... Barbă din rezerva fondului funciar, a comisiei de fond funciar. E la rezerva comisiei să acoperi o solicitare din legea. Dar nu poți o mai dai la nimeni. Nu rămâne. Intră în perimetru. Intră în perimetru în domeniul statului.
Nu ia degeaba. Deci ideea este că suprafața respectivă nu a fost identificată la legile fondului funciar. Ulterior, am vrut să trecem în domeniul privat. Dar acum ar trebui să identificăm două, trei dosare, să accepte situația proprietară. Da, da, și se poate retroceda și celor îndreptățiți. Exact, da. Un cetățean care ia acest teren, dar știi cum știință că îl pierde. Îl iau doar așa, ca să-l iau și să-l dau dincolo. Da, dar cel puțin ai închis un dosar. Păi, dar cine acesta? Și cine vrea? Da, l-ai luat. Dar e banii pierd. L-ai luat. Nu există treaba asta. Toată lumea vrea 25 euro pe terenul care vrea să iei. Dom'le, ia cât aprobă... Cât de genea euroista? Mai mare. 3 euro. Adina, intră în suprafața de expropiere? Da. Da. Păi de atunci cel care deține proprietatea, îi face evaluare și ia bani. Păi de atunci care-i problemă? Domnul, din experiența care o aveți dumneavoastră așa, da, la Hemeiuș, cei care au din primit să-l pui în posesie de acum, ei vor 15, 20, 30, dar cine se duce cu euro să ia? Dar dacă îi fac oferta, dacă... Dar știu, dar asta înseamnă timp. Da. Și mai citesc materialul? Nu. Dacă nu se trece în proprietate privată, oricum are statul. Deci fără probleme, fără nimic. Da, supunem la vot? Primăria-i tot statul. Ce supune? Asta, un teren. Proiect de hotărâre de asta, de hotărâre prin revocare și proiectul de consiliu local. Revocarea, da. Revocarea pentru... Revocarea pentru... Cine se vede prin revocare? Are o soluție care? Bun, da. Păi nu mai am. Mai este altă variantă? Proiect de hotărâri la punctul 12, privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizarea Bacău. Proiect de înțeleg de domnul primar Sava Constantin. O deschis celula 2, domnule. Nu s-a casat astăzi, de fapt, am semnătații de aici. Funcționează. Mâine, dacă vine cineva, mâine, ca astăzi, nu s-a casat. Se poate să ieși, dar este în restul. Da. Da, și mă gândesc din altă parte. Dar de ce nu au venit cu mașina? Nu mai au oameni, nu mai au mașina. Acum am venit cu mașina. Acum am venit cu mașina. Ce puteți? Uite, doamnă, nu uite. E activitatea dumneavoastră, ia. Cotizația? Da, înțeleg. Nu, dar acolo sunt niște grafici. Trebuie citit la municipii, la așa, comuna noastră se cadrează la 5.000, la 10.000 de locuitori. Suma pe care o datorăm este de 6.000 de lei. Dar noi nu putem. Suntem în asociație? Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea punei condiții a proiectului, managementul integrat al deșeurilor județul Bacău și posibilitățile de finanțare de la nivelul diverselor unități administrative teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențiat, după cum urmează. Pentru județul Bacău, 1 milion lei, pentru municipiul Bacău, 600 mii lei, pentru municipiul Onești, 100 de mii lei, pentru municipiul Moinești și orașele Bucuș, Comănești, Dărmănești și Târgu Ocna, 40.000 lei, pentru orașul Slănic Moldova, 10.000 lei, pentru comune cu o populație sub 3.000 de locuitori, 3.000 lei, pentru comune cu o populație între 3.000 și 5.000, 5.000 lei, pentru comune cu o populație între 5.000 și 10.000 locuitori, 6.000 lei, aici unde ne încadrăm și noi, pentru comunele cu o populație peste 10.000 de locuitori, 7.000 lei. Așa. 6.000 și votăm, da, suntem de acord. Da. Deci supunem la vot. Dar din cu plăcere. Da. Asta vine pentru... Suntem în asociație? Nu, are invitat. Exact. Nu, asta e. Bine, da. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, amenajare loc de joacă, dat Hemeiuș, comuna Hemeiuș de Bacău, identificat cu cartea funcțională numărul 60-39-30 și a documentațiilor necesare în vederea implementării proiectului menționat. Proiectul inițiat de domnul Sava, primar Sava Constantin. Ne chinuim de ceva timp,
dinainte de a avea bugetul, cu proiectul, cu documentațiile. În sfârșit, acum avem ceva concretizat. Poate ați văzut și la mapă, la dosar, erau, este proiectul cu toate cheltuielile, cu planșele, cu toate datele care ne interesează. Având în vedere raportul de specialitate din cadrul compartimentul urbanism, numărul 8870 din 4.9.2019, avizul Ministerului Educației Naționale 8435 din 28.2.2018 pentru schimbarea destinației imobilului situat în sat Hemeiuș, în care a funcționat școala generală Hemeiuș din spațiu de învățământ în spațiu necesar de amenajării unui loc de joacă, prevederile articolului 129 din Ordonanța de Urgență 57 din 3.7.2019 privind codul administrativ. Supun pe aprobare și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, amenajare loc joacă, sat Hemeiuș, strada Ion Simionescu, comuna Hemeiuș, județul Bacău și a documentațiilor necesare în vederea implementării acestuia. Deci așa ne dorim să arate. Da. Poza nu ne dorim. Așa trebuie să arate. Dar e vorba de a greșești? O scenă pentru copilași. Domnul primar. Da. E vorba de a greșești. Da, da. În spatele școlii acolo. Spatele domnului. Acolo. În joacă domnul Ialu. Da. Nu are să aibă să joace și el. Așa vreau la o vârstă. Da, am mai discutat să luna trecută, la Verții, numai că acum... Să discutăm. Da. Atunci erau la acord. Și noi ce trebuie? Să nu fim de acord cu asta? N-avem cu... Nu. Ideea era că am văzut că e prins acolo de primar pe Ion Simionescu. Nu poate fi prins acolo de primar pe Ion Simionescu. Nu poate fi prins acolo de primar pe Ion Simionescu. Și asta e pus în campanie. Da. Adică la mare ieșirii, cea mai mare ieșirii este pe strada școlii. Da, dar au făcut-o în minimă. Dar ai văzut poate? Nu, 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 supunem la vot? Da. Cine este pentru? De acord. Domnul Roșca, să fie de acord. De acord cu Părculescu. Dacă ies așa, este super. Trebuie de rămâne în casa lui Nelu. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind preotul ca să comunica și oameni joacă și nu-i de acord să ia lui ăsta. Da, vreau să facă la ăsta. Deci nu-i de la el. Aici ar mai mult. Mai ales și măgarul la primărie. O bunim. De punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii pentru dezăpezit drumurile drumurilor din domeniul public al localității Județul Bacău. Aici. Proiect în ceea ce domnul primar Slava Constantin. E simplu de ori. De ce? De ce? Cum deja are de școlă hotărârea? Ce mai zic? Da, dar fi 2000 minute. Semna tot te lași. Subsemna tot încă Iuliana în funcție de viceprimar al Comunei Hemeiuș, de prezentul, s-a aprobat achiziționarea a 60 metri antirapan pentru iarna 2019-2020. Menționez că este necesară și achiziționarea serviciului de dezăpezire din cadrul unei societăți autorizate care se dețin următoarele utilaje. Sărăriță, tractor cu lană semipurtată și budul excavator. O parte din antiderapantul menționat mai sus poate să fie împrăștiat manual pe străzile înguste, greu accesibile, de către angajații primăriei Hemeiuș și cu utilajele proprii. Deci asta este rezerva de antiderapant care avem nevoie de ea. O parte o să o folosim cu mașina noastră, cu buldonul nostru și cu sărărița mare, când o să fie nevoie de intervenții pe străzile principale. Da, o să fie nevoie. Da, da, dacă o să fie nevoie. Asta mai puțin. La mea acolo. Acolo insistați pe titulatură. Încheiere contract de prestări servici. Asta cu anvidere bani mai puțin. Asta e, da, e stipulat aici. Și se face, da. Nu s-a făcut, domnul Da, cine o să spune?
Noroc de un băiat care s-a simțit și a făcut chiar lucrul de inițiativă, s-a răsărit imediat. Dumnezeu să-i dea sănătate și să facă și în continuare. Așa. La treaba va fi recunoscătoare. S-a făcut și prin spate. Da, și da. Spui. Da. Deci supunem la vot? Supunem. Cine este Petru? N-avem. Un amintat de... Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, extindere rețelelor de apă și canalizare, extensie și branșament stradal aferent școlilor gimnaziale din comuna Gemelul de Subacă. 15. Da, ați scuzat. Hai, lasă-l. Lasă-l, 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 lasă-l. Cine este Pim? Este vorba de norma solicitorului făcute de către școală. Vorba de canalizarea celor două școli. Trebuie să ne raportăm la rețeaua de canalizare. Am un raport de specialitate al compartimentului de urbanism. 7921 de 7-8-2019. Articolul 3 din legea 50. Legea 50-21, republicată privind autorizarea sectării lucrării de construcție. Domnul primar, școlile trebuie să branșate la rețeaua de canalizare, fără niciun fel de discuții, că sunt costuri foarte mari pentru vidajare. Așa că... Și pentru vidajare, dar să știți că sunt de canalizare, cel puțin pe acolo la Lilieci, am văzut firmă venit, ne-am făcut ofertă și ca naiba. Dar să sperăm că o rezolvăm, dar să tot facem canalizarea, să facem și aducțiunea. Da, tot spate, da, 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 face și branșamentul la apă. Avem o problemă la Hemeiuș acum, la Lilieci o rezolvăm, dar la Hemeiuș apa, conducta cu apă trece pe partea dreaptă, prin fața școlii, ca să spargem trebuie să facem sub-traversare și nu știu cum o să rezolvăm, că sunt două șanțuri pietonale. Două drumuri pietonale. Așa, iar pe partea asta la altă trebuie să ne acordăm din colț de la bucătarul. Să spargem asfaltul pe cireșarilor, să trecem spre poște și prin spatele poștii să ducem cu uneva hidroforul în scurte acolo. Aici să vedem cât ne costă manopera la toată operațiunea asta. Și mai mare. Nu e mai mare ca din coace. Gândiți-vă să reparăm șanțurile alea betonate. Nu... La Lilieci conducta e chiar lângă gard. Mm-hmm. Conducta da, și, aici aici nu avem. Și apa și... Aici nu avem apă. Da. Dar, păi, o să facă cineva o evaluare, specialistul care face da. Proiectul tehnic, o să trebuie găsit soluții. Da. Până la urmă tot el găsește soluții. Da, bineînțeles. Da. Asta e, dacă sunteți de acord să aprobați da. Această da. Inițiativă. Nu sunt de acord. Și da. Treci la șanțurile betonate. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea de viziuri pentru obiectivul de investiții. Construit de șanță betonate a unui podeț și a 25 metri rigolă carosabilă pe strada Primăriei și strada Grigore Tăbăcaru. Da. Din satul Emil, comunul de Subacă. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. O să ne întrebăm iar, dar de ce facem șanțurile astea? Pentru de ce le facem? Prima problemă o trebuie să fie o continuare a proiectului început cu șanțurile de pe strada Primăriei. Cei care au executat lucrarea s-au oprit cu șanțul exact la, în vecinătatea primăriei. Acum, la prima ploaie mai puternică, apa toată nu are altă direcție decât în fața primăriei să vină la noi acasă. Și trebuie de aici, de la colțul gatului, să mergem până la biserică, iar aici, la biserică, să nu mai se ducă apa pe pod, cum se ducea înainte, și să oprea în drumul județean pe fața proprietăților domnului Puiu. Va veni o rigolă carosabilă și vom... Să descarce direct, direct în râu. De pe strada Liniștii, la fel venim cu o soluție, că nu avem altă soluție deocamdată, să sperăm că proiectul ăsta pe CNI o să ajungem și la el, o să găsească o soluție cei care, dacă o să ne construiască, să-l construim, să găsim și acolo soluții cu direcționarea apei. De aici, din față de la Pușcașu, o să venim cu o rigolă carosabilă,
obligă? Cum, cum faci șanțul acolo, că ai conducte, ai gaz, ai apă, ai... nu știu cum. Am reușit, acum ne-am rapărat cu apa electrică. Cu apa ne-am... s-a rezolvat problema conductei de apă și canalizare, am rezolvat-o în vecinătatea podului, că sunt în fața dispensarului. Da. Și acolo e rezolvat, suntem brașați că s-a terminat racordarea. Dar proiectantul spune că din colț de acolo, de la, după fântână, să facem oblic la colțul gardului aparatului. Tot la fel ca și aici. Tot la fel ca și aici. Ca să mai scăpăm cu apa care vine în stadună de la casa de apă, de sus, de la casa de apă și până... Și nu ne-a dat cu acumulator. În caz de mai veni și din partea aia de la Neion. Iar ulterior vom continua și pe stânga și pe dreapta, până la drumul județean. Cu șanțul de tonă. Deci, anul ăsta. La anul ăsta avem alte. Doamne ajută! Doamne ajută! Domnul Chianos. Nu mai bani să avem. Hai, domnul Chianos. Da, deci, în unanimitate, totul ne este de acord cu punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice necesară promovării instituției, reabilitarea drumului local și în, în sat Iemeiul, comuna Iemeiul, de Bacău. Da. Depusă la Compania Națională de Investiții, GNISA, spre finanțare în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, sub programul lucrări în primă urgență. Proiect inițiat de domnul Salopu. Da. Nu știu dacă am apucat să vă aduc la cunoștință, pe 23.07 am primit lista. Comuna Hemeiuș se află la poziția numărul 19, dosarul pe care l-am depus în urma inundațiilor și a ploilor care s-au bătut asupra comunei noastre. Avem 1,7 km prinși. Și în două locuri reabilitarea râpii astea, a torentului de pe Crizantemii. Având în vedere raportul de specialitate din cadrul compartimentului de urbanism, numărul 7897 din 7-8-2019, hotărârea Consiliului Local numărul 53 din 18-7-2018 privind aprobarea documentației necesare pentru implementarea proiectului reabilitare drumuri locale, Comuna Hemeiuș, de Bacău, prin includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, sub programul Lucrări în Primă Urgență, prevederea articolului 129 Ordonanța de Urgență 57 din 3-7-2019 privind codul administrativ. Supus spre aprobare și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică necesare promovarea investiției, reabilitare drumuri locale Comuna Hemeiuș de Bacău depusă la Compania Națională de Investiții, CNI-ESA, spre finanțare în cadrul Programului Național Construcții de Interes Public sau Social, sub programul Lucrări în Primă Urgență. Banii pe care îi vom obține... Lucrările le execută Compania Națională de Investiții? Da. Licitația sau numai finanțarea se face de către... Procedura toată ei. Ei. Deci ei fac... Noi facem SF-ul. Studiul de fezabilitate, proiectul tehnic. Depunem. Le depunem și... Oferta. Foarte bine. Am făcut și sala de spune. Și ocupă ei. Să ocupă ei. Da. Facem SF-ul, să ai fișă. Mai suntem acum încă cu 2,4 km în urma lui 2019, astea în urma proceselor verbale din 2018 au rezultat aceste drumuri. În urma proceselor verbale și a constatărilor făcute de către comisia primisă de la prefectură pe 2019, ne-am grăbit și am mai depus o documentație de 2,4 km. Și aia urmează să fie evaluată. Dacă va fi, ne vom găsi pe lista cu prioritate și vom fi luați în evidență, vom demara procedurile și pentru. Da. Da. Cine este pentru?
și punem la vot. Nu mai există dumneavoastră, domnule. Nu, la dat. Voi apoi ne-am luat. Da, la bătătă. De bun după să vină la sur înapoi. Da, la diverse am avea mai multe probleme, două. Raportul poliției locale, încă un punct care am zis că e prea, și așa e ședința prea concentrată, prea cu multe subiecte. Este vorba de niște solicitări făcute către parcul industrial de către o firmă din Germania care ne solicită vreo 20.000 de metri pătrați de teren. Am zis să discutăm tot așa cum am făcut și cu ocazia altor proiecte, întâi să purtăm o discuție, să avem timp să ne gândim până la ședința următoare. I-am cerut domnul Iordache să vină cu date concrete și cu solicitarea celor suprafețelor pe care am avut proiecte. Am vrea să demarăm lucrările de extindere, de înființarea unui nou parc industrial, un parc pe teritoriul comunei noastre, în vecinătatea celui existent, parc al comunei Hemeiuș. Să nu mai depindem de nimeni, să nu construim nimic, să îl racordăm la utilități la parcul existent, iar noi să concesionăm terenul, exact cum am făcut-o cu Vimercate, cu Tehnostampul, după care autorizații de construire. În prima fază e vorba de vreo 100 de locuri de muncă, din câte am înțeles, de la firma din Germania. Și ce profil are activitatea? Păi tot pe construcții mașini, am înțeles, aripi, și mai bine, ceva, confecții metalice, ceva din genul. Fără poluare, fără... Nu? Și să discuți cu dumneavoastră, după care să facem demersuri la Ministerul Agriculturii și unde trebuie să mergem. Ca dumneavoastră, știi... Și solicitam 20 de hectare de teren, inclusiv o linie de cale ferată care să asigure legătura cu zona industrială care urma să se facă acolo. Am survolat cu elicopterul toată zona, am discutat-o la Consiliul Județean și în final ei mai aveau în Moldova încă vreo câteva zone care urmau să le evalueze, dar datorită faptului că n-am avut infrastructură în Moldova, s-au dus și au făcut în Transilvania. În trei locuri au fost în țară, iar noi au ales Bacău, au ales aici. Când părești numărul de locuri de muncă în localitate, ai venituri la bugetul ăla. Noi, comuna noastră, am avut ceva venituri adunate în parcursul anilor. Pentru că nu niciun secret, nu vreau să mă ascund față de nimeni. Orice proiect, cât de micuț ar fi el, câtă experiență ai avea cu personalul, luați loc datorită procedurilor de implementare, sub 2 ani, 2 ani jumate, nu poți implementa un proiect. Cât ar fi el de mic, dacă e vorba de investiții care... Care generează locuri de muncă. Mai ales o investiție de genul parcului industrial. Oricum, viziunea să știi pentru dezvoltare. De asta zic, dacă până acum s-a putut face ceva și comuna noastră poate în continuare să se dezvolte, primul lucru care e, trebuie să avem, care trebuie să ținem cont, să avem locuri de muncă, având locuri de muncă, crește bunăstarea locuitorilor noștri, crescând bunăstarea lor prin banii care vin de la firmele unde sunt angajați, crește bugetul local și atunci toată lumea are de câștigat. Așa văd eu dezvoltarea noastră pe viitor. Păi da, dar dacă să le ținem degeaba acolo să ne uităm și ca... Și astea în interiorul parcului ăsta sau... În exterior. În exterior. Dar clădirile alea ce Dumnezeu să facă? Da, și așa avem o rezervă acolo de 20 de hectare pe... La ei sunt trecute 17 hectare. Clădirile de acolo sunt ale Consiliului Județean, sunt pe... Marea majoritate sunt... Unde ar fi să fie, dacă s-ar... Imediat în vecinătate. Vorba va veni cu acces pe partea asta, la altă pe lângă partea industrială.
De Sfinția Terenului. Nu, nu. Nu de Sfinția, pentru că numai cât am așteptat să luăm avizi, de schimbăm toate... La care interior? Nu de Sfinția. N-am mai dat nici poliția, Poate reușim să ne mai agățăm de vreo astfel de prioritate, poate o să mai apară, așteptam un viitor, an electoral, poate o să ceapă... Măcar promisiuni. Nu suntem majoritari acolo. Da, suntem majoritari, suntem în insolvență. În schimb, noi acum facem un studiu, pentru că este o măsură lăsată de către Curtea de Conturi de pe vremea lui domnul Mihailă, cu evaluarea și concesionarea terenului. Acum evaluăm terenul din parc cu o firmă autorizată. Sper să ne aducă, lucrarea. Pentru ședința următoare ne vom întâlni să stabilim exact să luăm o decizie, cu preț, cu tot. O să trebuiască să-mi tocmim și un caiet de sarcini și să trecem la proceduri, exact la licitație. Sunt sarcini lăsate de către... Încă nu o să termini, atât din primăria se implice, fiind majoritatea. Cu spațiile, să vedem. Păi și cu spațiile, nu înseamnă numai profit, trebuie să ne gândim că acele spații trebuie să le întreținim, să le reparăm, să le dăm utilitate. Păi dacă ele stau degeaba, nu suntem așa, nu suntem în cele întreținere. Uite, nu e așa? Da. Dacă spațiile consiliu... Deci aducă bani ca să putea să le... Poftim? Da. Spațiile din... Păi spațiile sunt al lor, dar faptul că noi investim nimeni de atâția ani, toată lumea a așteptat de la acest parc industrial profit. Ori din statutului, de la înființarea acestui parc, acest parc a fost pentru crearea de locuri de muncă, pentru îmbunătățirea stării populației din zonă, nici într-un caz nu a fost cu caracter... Productiv. Să obții dividende și eu știu ce mare profit. Nu. Ăsta a fost pentru... pentru dezvoltarea zonei respective. Doamne, important este că generează venituri la bugetul local și în condițiile astea există șanse de prosperitate pentru comunitatea noastră. Așa că dacă se mai și extinde... Noi trebuie să continuăm ce ați început acum 20 de ani, noi trebuie să continuăm. Deci dacă ni s-a evit ocazia aceasta, da, trebuie să facem tot posibilul ca să intrăm în... Eu când am fost la Ministerul Agriculturii am avansat o discuție așa cu persoana care am avut contact atunci, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Agriculturii, și am întrebat despre dacă cum am putea proceda dacă vrem să ne extindem. Și am înțeles că ar fi o posibilitate. De ce? Da. Da. Okay. Am întrebat de ce. Colegii noștri la poliția locală sunt aici, vor să-și expună raportul lor de activitate. Dumneavoastră, ca și consilieri, dacă aveți să-mi adresați întrebări, dacă aveți unele nelămuriri, unele nemulțumiri, dacă credeți că ar putea să facă și mai mult, și mai bine din față de ceea ce ne prezintă dumnealor, vă rog să o spuneți, să vă dați o părere, de asta ne-am adunat aici, pentru a, dacă pe undeva nu funcționează lucrurile, să facem să funcționeze, dacă pe undeva nu suntem la așteptările pe care le dorim să facem ceva pentru lucrul ăsta, și eu știu să găsim soluția cea mai bună ca acest compartiment să funcționeze așa cum ne dorim fiecare. Și cum își dorește, în primul rând, cetățeanul. Cu permisiunea dumneavoastră, eu aș vrea să mă retrag. N-am obiecțiuni în legătură cu activitatea poliției locale. Cum n-aveți? N-am obiecțiuni. Da. La apreciere aveți? Am apreciere. Așa. Da. Nu aveți obiecțiuni, să nu aveți pozitiv. Apreciere. Așa. Păi atât ar mai fi, asta ar fi culmea. Că dumneavoastră e angajat și acum să spuneți că nu sunteți mulțumit. Păi de asta și pleacă. De ce am selectat? Eu ce am selectat, i-am școlit. Așa e. Deci, dumneavoastră, nu vreți să ascultați ce spun ceilalți. Dar eu am primit rapoarte de la poliție. Mulțumesc! Îmi doresc o zi bună. Da. Cine totul tu reprezinți poliția? Nu reprezentor. Mai după săptămânal am zis că unul dintre ei să fie șef. Niciodată. Ia lucrăm pe urmă. Ca să ai mai multă susținere, trebuie să-mi colegi.
Aici? În fața camerei acolo. A, fața camerei. Deci avem un raport de activitate cu privire la anul 2019. La care poliția locală Hemil funcționează în baza unei legi 155/2010 și HD 1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadrei de organizare și funcționare a poliției locale. Poliția locală este formată din trei agenți, respectiv agent superior roșu Marcel Relu, agent superior rotar Vestian și Filipan Daniel, agent principal. În conformitate cu legislația vigoare, poliția locală acționează pentru atribuțiunile pe care le avem, ordine și liniște publică, precum și pe baza bunurilor, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcție și afișajul stradal, protecția mediului, activitate comercială, evidența populației și alte domenii stabilite de lege. Poliția locală desfășoară activitatea în baza principiilor transparenței, legalității, încrederii, previzibilității, proximității, imparțialității și discriminării. Poliția locală colaborează și cooperează special cu structurile cu atribuțiuni în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și alte instituții publice de pe raza județului Bacău. Pentru prevenirea și combaterea fenomenelor infracționale și îndeplinirea celorlalte misiuni ce îi revin, cum ar fi Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, Direcția Sanitară Veterinară de Siguranță Alimentelor Bacău, Agenția Regională de Protecție a Mediului Bacău, Direcția Agricolă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Primăria Municipiului Bacău și Direcția de Sănătate Publică, precum și Garda de Mediu și Direcția Generală a Asistenței Sociale a Protecției Copilului. Și totodată cu serviciul de probațiune, la care noi avem acele dosare cu persoanele care efectuează muncă nerenumerată în folos comunității. Deci, având în vedere ce realitate mai sus, ne-am desfășurat activitatea în conformitate cu următorii indicatori. Primul indicator ar fi activitate pe linii de ordine publică, menținerea și liniștei publice și siguranța cetățeanului, baza și bunurilor și valorilor. Transportarea banilor la anumite instituții ale statului, în Bacău, cum ar fi trezorerii, OCB și alte instituții, cu documente cu caracter permanent. Persoane cu care legitimate și prezintă interes din punct de vedere operativ. Ar fi 116 persoane la care noi am făcut acea legitimare din punct de vedere al suspiciunii și al controlului pe care noi am considerat că este de efectuat. Cum ar fi unul Răzvan Anton, născut în 21.02.1992, care... Cât ați zis ca să identificați? 116 persoane. Perioada asta, domnul primar, nu numai de o zi, două. Deci toată perioada... Anuală. Anuală, da. În 2019. Da. Într-un an de zile? Da. Da. Așa, am participat și la măsuri de menținere și ordine publică ocazionale de evenimente culturale religioase la căminul din comună, cum ar fi un număr de 30. Aceste evenimente, cum ar fi, de exemplu, au fost desfășurate acțiuni ordonate de menținerea ordinii și liniștii publice și de respecta legislația cu privire la desfășurarea legilor europarlamentare din 26.05.2019, spectacol pentru copii, magicianul, mari stăicurnii civile, botezurile, controle oftalmologice, competiții sportive, zilele comune, spectacole de copii de la școli din comune cu ocazia venirii primăverii. S-a acționat cu privire la pentru prevenirea faptelor antisociale de către grupuri de copii care au fost depistate după orele 22. Numai o clipă, dacă vă ascultăm. Începând cu, odată cu începerea anului școlar, aici în intersecție, în fiecare dimineață, un polițist local dirigează circulația și are grijă de copii pe drumul comunal la noi. La fel și la ora 12. Am zis că chiar dacă unul dintre colegii plecat, fata e sigur aici. Între 12 și 1 să fie unul din polițiști acolo în intersecție. Și dimineața. Da, este în fiecare dimineață. Vine acolo, noi ne salutăm în fiecare dimineață. Da. Așa și poate Da. Ce prea mult. Deci, revin la raport. Deci, cu prevenirea faptelor sociale, adică de grupuri de persoane care au fost depistate pe orele 22. Deci, au fost acele 9 grupuri. 9 grupuri însemnând, în seara chiar din vieri al Partidului Catolic, deci undeva în zona canalului, zona de protecție a canalului, am depistat acolo și la grupuri de copii care, na, au fost mai încălăgioși și mai tulburau la acea liniște și ordine publică în acel moment la care desfășura slujba de înviere.
Da. Activități pe linii de siguranță rutieră. S-a acționat pentru fluidizarea traficului în zonele de unde au fost efectuate lucrări în carosare, lucrări de reparații și amenajările la drumurile publice, de pe raza comunii, la accidentele rutiere, incendii de vegetație, incendii de locuințe, la înălțarea drumului, când am fost înălțarea drumului la noi, la... Așa, la școala generală Grigore Tăbăcaru, instalarea ornamentelor de iarnă, instalarea iluminatul public, țarcurile de peturi, raliuri și biciclete, adică când au fost acele competiții a, organizate pe raza comunii de Meiuș, da, cu raliuri și cu biciclete. Disciplina în construcții. Activități desfășurate prin depistarea și sancționarea faptelor contravenționale, sancționate de legea numărul 50 privind autorizarea lucrărilor de construcții din care, fără autorizație de construcții, sancționate contravenționale de către compartimentul urbanist autorizării construcții. Poliția locală a întocmit rapoarte, planșe foto, repartizate compartimentului de urbanism. De exemplu, în urma controlului efectuat în data 0905, s-a constatat că numită Lupu, în calitate de proprietar al terenului și imobilului situat în comuna Hemeniu, strada Ion Simionescu, numărul 510, a efectuat lucrări de împrejmuire a terenului, proprietății private cu gard de țeavă, oțel, fundație din beton și plasă din sârmă. S-a procedat la asistarea lucrărilor, ca și măsură, la asistarea lucrărilor de construire, evitarea susținută la sediul primăriei, compartimentul urbanism, autorizării, vederea aplicării sancțiunii contravenționale și fixarea termenii pentru intrare în legalitate, cum ar fi, de exemplu, când găsim cu acele persoane care fac extinderi la apă, la canal, la electric, la gază. Da. Ar fi fost un exemplu și la domnul Gărgăun, care a fost depistat executând o extindere de locuință, constatând un spațiu de aproximativ 20 metri pătrați cu destinație bucătărie. Sutumit a fost atenționat, înscris și să asisteze lucrările de construire și se prezinte la sediul primăriei pentru aplicarea sancțiunii. Protecția mediului. Au fost efectuate acțiuni de patrulare și control în zone. Râpa de lângă strada Crizantemilor, Pârâul Limpedea, zona poligonului, Islazul Comunal, zona de protecție a căi ferate, CFR-ului, râpa de la Fântânele, a zonei de protecție a canalului de fugă de la Ilieci, pentru prevenirea și combaterea deversărilor necontrolate de deșeuri menajerii provenite din gospodării, cum ar fi moluzul, materiale de construcții, provenite din demolări și lucrări de construire, precum și acele resturi rezultate din curățirea pomilor fructiferi, aviței de vie, resturi de vegetație. Cu privire de la desfășurarea de activități sportive și terenul de sport de pe lângă primărie, aparținând Consiliul Local Hemeniu, menționăm că în cadrul programului de patrulare și control pentru menținerea ordinii și liniștii publice, a fost inclus în zona terenului de sport menționată mai sus, pentru a preveni pătrunderea fără autorizare în teren și pentru a acționa în vederea menținerii ordinii și liniștii publice a manifestărilor sportive autorizate. În perioada 15-16 iunie 2019 au fost organizat campionatul de mini-fotbal organizat de Consiliul Local Hemeniu, ocazionat de sărbătoarea zilelor comunii. A fost monitorizată activitatea sportivă desfășurată de către cetățenii din comună care închiriază baza sportivă. În permanență zilnică a fost monitorizată starea prejmuirii școlilor și a primării, pădurile neautorizate a persoanelor în incintul acestor instituții și salubrizarea zonei. De salubrizarea zonei, făcându-se în permanență de cele persoane care sunt la legea 416. Ocazia activității de patrulare în zonele mai sus menționate au fost constatate evenimente deosebite, iar salubrizarea a fost efectuată cu persoane beneficiate de ajutorul conform legii 416 de către personal auxiliar a unităților de învățământ. Activitățile comerciale. Activitățile comerciale. Au fost desfășurate acțiuni de verificare cu prevedere la respectarea legii numărul 12 din 1990 în ceea ce privește normele de efectuare a activităților de comerț în unitățile de alimentație publică. Aici am verificat magazinele dacă au autorizații, am verificat inclusiv cafe-barul de aici, de lângă ceare, din intersecții. În ziua de 15-16 iunie, la intersecția străzilor Ion Simionescu cu Gării, administratorul societății SC Aristocrat Green SRL a fost depistat comercializând produse de grătar, mici, cârnați și sandwich-uri, fără a proceda autorizație emisă de primăria Hemeniu cu privire la ocuparea domeniului public. Cu această ocazie a fost întrerupt activitatea de comerț și eliberarea domeniului public ocupat nelegal. Deci domnul Magdan,
desfășura o activitate în care vindea la o tonetă mici cârnați. N-avea autorizație pentru acel spațiu, dar nu avea pentru domeniul public, o ocupase cu niște bănci și cu niște... Așa, i-a pus în vedere să elibereze domeniul public. Era cu domnul Bărusir. Da, și i-a pus în vedere să elibereze domeniul public pentru că nu avea autorizații emise de la noi, de la primărie. Evidența populației. Noi, poliția locală, nu deținem evidența persoanelor, a actelor de identitate și datele în care acestea expiră. De exemplu, buletinul, nu avem să știm când expiră buletinul la un cetățean, nu deținem aceste evidențe. Cu ocazia activităților desfășurate de către lucrătorii poliției locale, s-a procedat la înapoierea documentelor de identitate găsite. De exemplu, au fost găsite portofele, cărți de identitate, un troller, care ne l-a adus cineva la, șef, la postul de poliție, iar noi am demarat procedura de a înapoi aceste documente. Monitorizarea desfășurării activității de colectare a gunoiului menajer se desfășoară săptămânal, în zilele de joi, parțial de vineri sau sâmbătă, ocazii cu care se are în vedere. Noi, joia dimineața sau vinerea, vin cei de la sanitate, verificăm mașina să fie goală, să nu vină de pe traseu cu noi, după care îi însoțim pe teren, mergem în mașină cu persoanele respective. Când se termină, mergem la Bacău, la mașina, la cântar, pentru a verifica tonajul. Compartimentul poliției locale gestionează dosarele cu privire la persoane care efectuează muncă în folosul comunității, ca urmare a unor decizii rămase definitive a instanțelor de judecată. În acest sens, supravegherea persoanelor ce efectuează muncă în folosul comunității pe timpul programului. Întocmind documentația necesară în vederea comunicării acestor informații, Serviciul de Probațiune din cadrul Direcției Naționale de Probațiune al Ministerului Justiției. Nouă ne vine o sentință, decizia persoanelor. Vin la noi la primărie, luăm declarații, muncă în folosul comunității. Îi monitorizăm, după care avem niște pași care trebuie să-i urmăm, să trimitem mai departe formularele cu orele care le-au prezentat. În total au fost 9 dosare, din care 5 au fost definitivate. În lucru mai avem 4 persoane, Droangă, Proca, Cristea și Chiper, care până în anul 2020 aceștia trebuie să-și execute ordine. Poliția locală HMU își comunică cetățenilor comunei prin înștiințări scrise, furnizate de către Direcția Taxe și Impozite, de la doamna Bărănucu sau de la doamna Borez, cu privire la datoriile acumulate. Ne dăm un tabel, iar noi pe bază la tabel mergem la persoane și le aducem la cunoștință că au de achitat datorii la bugetul local. În special cu noi. Nu neapărat, șamese. În total au fost 254 de înștiințări la care aveți noi la cetățeni. În cadrul Serviciului de Patrulare și Control, compartimentul poliției locale a efectuat mai multe controle asupra cetățenilor, autovehiculor conduse de aceștia cu privire la suspiciunea ce deversează în locuri nepermise gunoi în menajer, molul sau alte materiale și bunuri provenite din gospodărie. De asemenea, am ținut permanent legătură cu personalul responsabil din unitățile de învățământ, director, profesor sau alte persoane responsabile cu privire la ordinea și liniștea publică. Pătrunderea în unitățile de învățământ a persoanelor străine, comportamentul elevilor față de cadrele didactice, față de colegi, atât în interiorul școlilor, cât și în afara lor. S-au făcut instructaje cu elevi privind respectarea normelor de circulație în ceea ce privește pietonii. Am fost în școală și am discutat cu profesorii, dacă ne permis să intrăm în timpul orelor, pentru a discuta cu elevii, prea pus în vedere cum să circule și stradă, să nu arunce ambalajele provenite de la ceea ce mănânc elevii pe drum. Am acționat împreună cu gruparea mobilă de jandarmi la dispozitivele create pentru a menține ordinea și liniștea publică la evenimentele și manifestările culturale, sportive, religioase desfășurate pe raza comunei. Un exemplu. S-a acționat în sistem integrat la menținerea ordinii și liniște publice, la manifestări ocazionate, la zilele comune în perioada 15-16 iunie 2019. De asemenea, s-a acționat în sistem integrat cu organele de poliție ale IPJ Bacău, postul de poliție Hemeuș, ISU, Bacău, pentru limitarea pagubelor materiale, salvarea persoanelor cu ocazia incendiilor și inundațiile care au avut loc pe raza comunei.
Mă scuzați, am emoții. De asemenea, pentru asigurarea locului faptei, reținerii persoanei cu ocazia cercetărilor efectuate de organele de cercetare la fața locului al IPJ, serviciul criminalistică. Aici, la criminalistică, am fost împreună cu cei de la criminalistică pe strada Rozelor, din prelevare de probii, precum o fetiță ar fi fost abuzată de tatăl Vitreg. Periodic, agenții de poliție locale efectuează descinderi împreună cu agenții IPJ Bacău, postul de poliție, atunci când sunt solicitați pentru menținerea ordinii și liniștii publice în zonele recomandate sau cunoscute de către postul de poliție ITM-uș. În cadrul colaborării cu poliția locală se efectuează controle împreună cu lucrătorii gărzii de mediu, cu cei de la DGASPC, cu executori judecătorești, pentru dosarele care sunt în insolvență. Când mai vin cei cu, de la executori. Procese verbale de contravenții întocmite de către noi, conform legii 61/1991 privind ordinea publică, au fost 3. Conform hotărârii Consiliului Local numărul 55/2017 au fost 5 avertismente. Conform OBG 195 au fost 2 procese verbale, tot așa cu avertismente pentru protecția mediului. Amiați câte ați dat? 3. 3, scuze, da. 3 pe ordine și tot. Domnul Vice. Domnul Vice, trebuia să analizați înainte. Chiar dacă este avertisment, o sancțiune contravențională se consideră conform ordonanței generale 2 privind regimul juridic al contravențiilor. Poliția locală Himeuș a soluționat verificarea fața locului, discuții cu petenții și persoane reclamate, răspunsurile întocmite și comunicate petenților. 60 petenții în 2019. În cadrul colaborării cu celelalte departamente ale primăriei Himeuș, am comunicat cetățenilor comune somații cu privire la menținerea curățeniei în fața curților, pe partea carosabilă a drumului, interzicerea parcării pe partea carosabilor, în fața gospodăriilor, a utilajelor agricole, interzicerea depozitării materialelor de construcție sau alte materiale, pentru mobilizarea în vederea efectuării lucrării de salubrizare a șanțelor, în total 410 bucăți somații am dat. Conform ordinelor comunicate de conducere a primăriei Himeuș, agenții poliției locale au desfășurat și alte activități după cum urmează. Am fost la plantarea de puiestuia în parcul de joacă al copiilor, am întocmit situații privind indicatoarele rutiere și mobilierul stradar, anunțul prin comună prin stațiile de maxi-taxi, înștiințări pentru când sunt trageri în poligon, întreruperea energiei electrice și asfaltare. Informări privind stadiul proiectului ce se derulează în comună. Măsuri specifice de prevenire a incendiilor specifice sezonului de primăvară. Am pus afișe privind vesta porcină, controle pe linie de urbanism. Înștiințarea cetățenilor cu privire să se prezinte la sediul primăriei Himeuș pentru actualizarea registrului agricol. Acesta este raportul nostru de activitate de anul 2019. Dacă considerați că mai aveți ceva care ne puteți adăuga, sugera, un sfat, cu drag îl primim. Poate au mai fost unele scăpări care le-am omis. Sperăm pe viitor să avem o colaborare la fel de bună cum am avut-o până în prezent. Deci poliția locală cui se subordonează de Primul lucru. Și trebuie făcut o planificare săptămânală cu anumite activități de executat pe puncte. Că se ivește altceva. Este că nu. Așa, de executat. Un model de raport care l-am dat. Da. Eu sunt convins că... au fost mai multe activități decât au fost prinse în raport. Au fost mai multe activități decât au fost prinse în raport. Și deocamdată vă spun că activitatea, la nivelul cum o percep eu, este bună, este foarte bine. Cei care lucrează, cei care răspund de activitatea noastră, cunosc mai multe.
eu n-am cum să spun niște lucruri care nu le-am perceput. Însă, atenție, cu lucrul cu omul este foarte dificil. Dumneavoastră trebuie să îndeplineți totul foarte bine, să nu dați naștere la discuții, să nu dați naștere la plângeri, pentru că omul reacționează într-un fel sau altul. Omul reacționează într-un fel sau altul. Și să fiți acolo în punctele fierbinți, cum ați spus și acolo, chiar aceste baruri, chiar aceste chioșuri, dar în primul rând școlile. Trebuie să aveți în vedere, în primul rând școlile, pentru că aici sunt copiii și trebuie să facem totul pentru ca să... Da, eu apreciez foarte bună activitate din punctul meu de vedere. Domnul primar poate cunoaște mai multe și activitatea dumneavoastră. Da, și eu zic că... Deci nu pot să vă dau niciun fel de indicații în activitatea pe care dumneavoastră o aveți. Domnul colonel v-a specificat foarte bine pentru că a lucrat și în domeniu. Dar aș vrea să vă felicit pentru munca elaboroasă pe care dumneavoastră a dus-o în care vă comun. Eu, de obicei, în cursul unui an, cercul în mai multe comuni, datorită activității pe care o am și că îmi dau seama de activitatea pe care desfășoară Poliția Locală în diverse locuri. Eu cred că sunteți un grup de colegi în domeniu care ați lucrat foarte bine. M-am bucurat pentru că întotdeauna dumneavoastră ați fost prezenți la timpul potrivit și la momentul potrivit unde a trebuit. Și este un lucru extraordinar. Eu mă bucur într-un mod deosebit, cel puțin în sectorul sau cartierul în care locuiesc. Dumneavoastră, eu vă văd mereu, dumneavoastră duceți o activitate deosebită și da, zic că da, Dumnezeu să vă dea sănătate, să o puteți să o duceți mai departe, așa. Și aceasta este pentru binele comunii Hemeiuși, pentru binele cetățeanului și Dumnezeu să vă aibă în pază, să puteți să mergeți în continuare. Și cu mențiune, raportul să fie semnat de fiecare, sunteți trei semneți de fiecare raportul. Da. Referitor la activitatea Polițiștilor locale, eu zic că s-au făcut progrese, au dotările necesare, minim, dotările minime necesare. Într-adevăr, numai polițiști locali să nu fii, că unii sunt, eu știu, mai puțin apreciați de către populație, de către locuitori, dar să știți că duc o muncă foarte grea, trebuie să fii în permanență acolo unde este locul. Mai fac alte lucruri, că nu am fișa apostolului și scrie în fișa apostolului acolo, dumneavoastră ați văzut parte din atribuțiuni să văd în acele rapoarte pe care le întocmesc. Noi ne-am străduit să găsim un formular, să-l adaptăm la comuna noastră, după cum ați observat în așa domnul colonel, cu punctele pe care noi trebuie să le urmărim. Dumnealor încearcă să le... realizează pe toate așa. Și cetățeanul, eu zic, se simte în siguranță când vede polițistul pe ulița satului, chiar dacă polițistul vine și îi dă o somație să-și curățe șanțul sau să-și toaleteze vegetația sau, eu știu, să-și cosmetizeze vegetația din fața porții, nu este obligația polițistului să-i facă treaba asta, nici obligația celor de la primărie, cum de multe ori mi se spune că primăria ce face. Noi suntem aici un grup restrâns care ne ocupăm de documente și de bunul mers al acestei instituții, nu ne ocupăm de, prin reprezentanții noștri, ne ocupăm de frumusețare și de curățarea șanțelor și a comunii noastre. Ar trebui și cetățeanul să înțeleagă de acea inițiativă civică, de acele obligații pe care le avem, să respecte acele legi, și mă refer la ordonanța 21 și ordonanța 42, în care este clar stipulat acolo obligații de fiecărui cetățean, dar cu un pic de bunăvoință și din partea dumneavoastră, și sper să ne facem înțeles și de către locuitori, că nu le dorim decât binele și comuna noastră să arate cât mai frumos, și cu îndrumările pe care, eu zic că sunt îndrumări, deocamdată că la capitolul amenzi nu putem să spunem că am fost așa de aspri și am luat așa măsuri, dar vom trece și fac acest anunțul acesta, îl fac pe cale publică. Că vom trece și la sancțiuni, pentru că dacă cetățenii nu vor înțelege, suntem nevoiți să aplicăm legea, că nu mi se pare normal. Joia
vine firma de salubritate, vin cei care ne colectează peturile din țarcuri și vine dimineața sau dacă nu mai spui prânz, așa, să găsim saci, săculețe, sacoșele puse prin jurul. Noi nu avem oameni de servicii aici la, la primărie, nu avem, nu-i nimeni dator să facă curățenie cuiva. Ba mai vin și din treacă cei care sunt tranzit să-ți lasă sacoșa cu gunoi menajer și atunci, fiind resturi de mâncare, câinile și pisica se duce și răscolește. Și ne întinde toată comuna numai hârtic și gunoi. Nu-i frumos și atunci va trebui să aplicăm sancțiuni atât pentru cei care, care sunt locuitori ai comunii, cât și cei din, din tranzit care fac lucrul ăsta. Nu vă mai spun, avem o investiție destul de substanțială făcută în, în supraveghere video, tot spre binele cetățeanului, tot spre siguranța cetățeanului. În felul ăsta ușurăm și munca poliției de la postul de poliție și munca polițiștilor noștri și venim și în sprijinul cetățeanului în același timp, vor fi în siguranță, nu se vor mai putea întâmpla tot felul de infracțiuni, contravenții, eu știu, sustrage și ce alte, alte nereguli. Am avut chiar un caz când au venit și au pus borcanele cu murături lângă țarcul de peturi. Când au fost identificați, luat la întrebări, nu dăm nume la persoane, că așa e viața. Da? Ideea a fost că poate trece vreun sărac, vreun necăjit să-l ia. Dar de ce nu le-ai pus la poarta matale, nene, dacă este așa de darnic? Puteai să le din soare. Da, le-ai pus la soare, acolo, că nu știu ce. Și să ia și drumii, un aspect cu care ne confruntăm și dacă mai vedeți, iar la fel vă rog și dumneavoastră să ne ajutați, să ne sprijiniți, dacă e țar de pieturi, păi nu punem acolo pungi cu gunoi menajer. Dacă am pus acei recipienți pentru colectarea cartoanelor și a hârtiei, nu punem acolo câini și, eu știu, găini. Să ținem un pic la, la, la comuna noastră dacă vrem să fie frumoasă. Pentru început, dacă văd că nu vor și nu înțeleg, cel care va fi prins că face acest lucru, fiind domeniul public peste tot, în toată comuna, țarcul cu pieturi îl vor duce pentru două săptămâni în poarta dumnealui. Și să văd dacă o să-i convine să aibă și alții. Asta e cea mai bună metodă, e distantă, corectă și să-l suporti să vadă. Să vadă și el cum e când ceilalți vin să-și facă groapă de gunoi în fața porții. Într-adevăr, au mai fost și necazuri din cauza firmei de salubritate, pentru că și ei se confruntă cu tot felul de probleme. Îi ușor a zice și a ne acuza, vine cetățeanul și spune, da, domnule, mi-am plătit taxa de salubritate, de ce nu mi se ia cu noi? Ce faceți voi la primărie? De ce nu veniți? Domnule, primăria nu are firmă de salubrizare. Primăria are un contract cu Soma. Noi facem un serviciu neplătit, colectăm banii de la cetățean și pe bună dreptate, că cetățeanul nouă ne dă banii, pe care îi luăm și îi predăm la, la firma de salubritate. Noi nu avem nicio putere, nu avem noi mașini, nu avem. Între timp apar incidente, ca peste tot. Nu au șofer, se defectează o mașină, nu mai au muncitor la a doua cursă de transport. Că tot cetățeanul nostru îi dă o sticlă de bier și spune, ia și mărutul ăsta, pune-l acolo. Oameni buni, nu mai cărăm, când noi cărăm pământ de la Himeiuș la Bacău, se supără foarte mulți prieteni de ai noștri care au crezut că plătesc salubritate. Salubritatea este plătită la tonă. Noi plătim transport și colectare. Acolo mai plătim odată sortare și depozitare. Sunt costuri separate. Ori la o tonă de, de gunoi transportat în, în Bacău, la groapa de gunoi la celula 2, mai trebuie să mai plătim la fondul de mediu încă 33% colectare selectivă, pe care noi nu o îndeplinim, nu o ducem la îndeplinit. Trebuie peturile separat, trebuie cartoane, sticla, fierul vechi și alte, alte materiale, care se răsfrâng iar asupra noastră. Plătim o dată și o ducem la Bacău și mai plătim încă o dată, mai plătește primăria. Și spun după aia, domnule, dar iar s-o scumpit salubritatea. Ce fac ăștia de la primărie? De ce ne scumpesc? Păi nu vă scumpim că vrem noi, dragi locuitori ai comunii. Înțelegeți și dumneavoastră și nu mai puneți în, în tomberon cenușă, piesa cu tescovina de la struguri, gunoiul de la câini. Nu puneți, că ăla nu se transportă la groapa de gunoi. Pământul, dacă ți-ai făcut curățenie în curte, aduci și pui tot în tomberon. Nu se trimite la Bacău pentru că plătim transportul și încărcăm cantitățile de, de, de gunoi. Astăzi, dacă dumneavoastră mai aveți altceva de spus, vă mulțumim pentru participare, vă mulțumim pentru susținere. Mergem în continuare. Mulțumim frumos cu dumneavoastră. Echipii de televiziune.